Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Se schimbă lucrurile în țara noastră. În fiecare zi se face câte un pas înainte. Am zis se face, nu toată lumea, unii fac. Guvernul, de exemplu, a adoptat vineri o ordonanță de urgență prin care sunt anulate restricțiile pe care diverse autorități le aveau în privința achiziționării de autoturisme. Cu alte cuvinte, dacă până acum era asuprire și dictatură, a venit ziua dreptății, ziua sfântă a libertății și Curtea de Conturi și ANRE și ANCOM și toate celelalte asemenea o să-și poată cumpăra din banii poporului recunoscător ce mașini vor. Nu ca până acum numai mașini de săraci, de până în 18.000 de euro. Pentru că până acum instituțiile publice n-aveau voie prin lege să achiziționeze mașini cu capacitate cilindrică mai mare de 1600 de centimetri cub și mai scumpe de 18.000 de euro. Inclusiv TVA. A, TVA-ul era inclus în suma asta? Da. Păi până când atâta de joc? Împilare și obidă și tras la jug de pe bancheta din spate a unui Logan? Unde e respectul? Jos dictatura, jos limitele. Păi cum să meargă membrii ANRE, cum ar fi fratele baronului local Paul Stănescu, cu Duster-ul? Găsești Duster până în 18.000 de euro cu TVA. Dar merge, se poate să meargă dita mai fratele de baron local cu Duster-ul? Unde e asta? Om care săracul n-a intrat în parlament și trebuie bandajat acum, pansat. Plus de alta, e și greu să intri în depășire cu mașinile astea. Da. Să dormi pe bancheta din spate și șoferul să depășească. Corect. Coloana. Păi, pe contrasens. Se aude motorul. Exact. În ritmul ăsta, bine că s-a schimbat, în ritmul ăsta în curând ce mai era de? Urma să-i pună să meargă cu metrou. Sau, Doamne ferește, chiar cu bicicleta, ca în Olanda sau Danemarca. Păi, dar noi avem valorile noastre, nu ne luăm după străini. Până acum, singurele instituții care erau exceptate de la regula asta erau administrația prezidențială, Parlamentul și Guvernul României, dar iată că a venit revoluția. G4 Media, care a descoperit această revoluție, observă și că în nota de fundamentare a ordonanței de urgență, publicată vineri de Ministerul Finanțelor, nu există nicio justificare pentru această măsură. Ea este doar enunțată, fără a exista vreo fundamentare, vreo explicație de ce facem asta. Îi trebuie să pună acolo cum, de ce. Pentru că putem, da, și hai, ciocul mic, da? Ciocul mic la ei, nu la noi, că suntem la putere acum. Perfect. În altă ordine de idee a apărut proiectul bugetului de stat pentru anul viitor și pentru că e o perioadă în care trebuie să fim mai buni, mai pozitivi, să ne bucurăm pentru câștigătorii acestui buget de stat, pentru că, da, unii vor primi mai mulți bani anul viitor, alții nu. Da, mă rog, așa e viața, nu sunt toți făcuți egali. Adică, de exemplu, Ministerul Turismului va avea cu 44% mai puțin bani. Ministerul Justiției cu 8% mai puțin. S-a rezolvat toată treaba cu justiția, nu mai e nevoie. Ministerul Sănătății, abia dacă a scăpat cu o tăiere de numai 0,1%, să zică mersi. Iar bugetul alocat Ministerului Educației pentru anul viitor va fi de 2,28% din produs intern brut, adică cea mai mică alocare din ultimii 3 ani. Adică de când era prim-ministru Viorica Dăncilă. Imaginați-vă asta. N-a mai fost atât de mic de pe vremea lui Madame Dăncilă. Și acum e mai mic ca pe vremea lui Madame Dăncilă. Dar cine a tras biletele câștigătoare în noul proiect de buget? Ia, uimește-ne. Le Connoisseur. SRI, creștere de 8,29%. SIE, creștere de 44,7%. SPP, creștere de 26%. SPP se ocupă de protecția demnitarilor. Acum și eu cred că demnitarii vor trebui protejați din ce în ce mai bine în perioada care urmează. STS, o creștere de 37%. Să fie securitate pentru tot românul, zic? Adică să fie securitate, nu securitate. Nu știu dacă se înțelege. Te-am prins-o. Da. Deci, securitate, nu securitate. Mai sunt și alte instituții cu creștere ale bugetului, Camera Deputaților, Secretariatul General al Guvernului, Curtea de Conturi, creșteri între 10 și 25%. Eu nu prevăd o revergorare serioasă a importului de mașini noi în România, că dintr-un buget mai mare, încrucișat cu ordonanța de urgență de care vorbim mai sus, aia care desfințează limitele la achizițiile de mașini, o să rezulte multe achiziții frumoase și lucioase. Și, desigur, o mențiune specială pentru domnul președinte al Republicii și al nostru al tuturor, Klaus Iohannis, care, iată, dacă și-a făcut treaba în această perioadă, a primit o majorare frumușică de buget,
administrația prezidențială va beneficia, deci, de o mărire de 24% să fie primită. 24% mi se pare semnificativ, dar uite, se vede treaba că golful ăla e totuși mai scump decât am fost lăsat să înțelegem noi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.